FCSB se întoarce acasă după debutul în grupele Conference League. A fost apreciată la Londra, dar s-a întors fără puncte și bani. Până la Anderlecht, joi este meciul cu voluntari astăzi, iar felul în care echipa lui Dică s-a poticnit până acum în campionat ne spune că numai ușor nu-i va fi vicecampioanei ediției trecute. Sunt curios dacă va rezista FCSB fără să primească gol. În acest sezon, un singur meci s-a terminat fără gol primit. Uite, ce pătrunderea lui Damașcan, Târnovanu a fost prima ocazie mare, uriașă, de gol pentru voluntari. Spuneam, FCSB a primit gol în fiecare partidă, mai puțin meciul cu slovacii de la Dunajska Streda. Excelentă pasă lui Vadim Rață și o să vorbim mai târziu despre determinarea cu care joacă Vadim Rață în această seară. Bună această pasă, foarte bună devierea. Foarte bună de Viera, centrare în fața porții, respinge Daua și este gol! Bravo, Daua! Stai să vedem că e offside. Nu? Nu cred să fie. Offside. A dat offside. Dar Daua a arătat probă de fundaș. Hai să vedem. Păi nu e bun mai, sub cadru. Mai, mai din spate. Stai așa, că mingea atinsă de... atinsă și de Damașcan. Da. Tavi Popescu, Olaru, a urcat Boboc, are spațiu Boboc. Boboc ar fi putut să șuteze, n-a făcut-o. Cordea, intră frumos în careu, Companio, bară! Ce bine a venit italianul, din nou, la centrare, la întâlnirea cu balonul trimis către el de Cordea. Ia să vedem încă o dată. Simte bine jocul. Uite-l cum apare. Un țeapă scurt. A alunecat Matricardi. Era greșeala lui Matricardi care l-a scăpat pe Companiu. Olaru. Cordea și face mingea pe stângul. Centrare. Minge care ajunge la Companiu. Șut bun al lui Companiu. Din întoarcere, execuție grea și un reflex foarte bun al lui Mihai Popa, portarul celor de la FC Voluntari. Da, în sfârșit o acțiune care se potrivește cu blazonul FCSB-ului, cu blazonul unei vicecampioane. Lasă foarte bine mingea să cadă, se întoarce, o lovește tare. Da, și face perfect meseria de vârf, da, de careu. Execuție grea asta. Cordea înghesuie mult jocul, Boboc. Înapoi... Radunovic cu această boltă și o lovitură de cap reușită de Companiu. Minge trimisă sub bară, dar stă suspiciunea unui fault în atac acolo. Ia să vedem. A împins. E fault. Matricardi e în săritură. Companiu îl împinge. Dar știe jocul de atacant. Da, bine, asta se învață până la 18 ani, deja le știi. Ce bine s-a bătut cornerul și au trecut numai puțin de 3 jucători pe lângă minge. Asta a fost o șansă. Ejuma iuțește frumos, Olarul găsește pe Florinel Coman. Coman în careu, Coman blocat și Companiu blocat, faza continuă. A treia oară se cere penalti. Și să vedem. Companiu, să vedem dacă nu este offside. Ce fază frumoasă. Cred că asta era soluția. Aceste pase scurte, jucători tehnici în zona, în axul careului, așa cum s-a întâmplat acum. Este angajat Coman. Șutul. Cred că este Hens acolo. Aici vom vedea mai bine. Axul lipit. Boboc, Ejuma, din nou Olaru, poziție de centrare, are loc, are spațiu, vine Companiu! Din nou la finalizare, Companiu. E bun, vine e de bun. Fiecare dată, găsește prin planul. A avut și ghinion. A apărut Boboc acolo, infiltrându-se, și nu prea îl recomandă statura. Bună centrare a lui Olaru și execuție dificilă a lui Companiu. Cordea.
Marone în fața lui, centrarea lui Cordea, lovitura de cap, din nou peste. Parcă este protejată de un câmp electromagnetic poarta lui Mihai Popa. Sumedenii de baloane o ocolesc sau ajung în brațele talentatului portar. Încă o dată, FCSB a fost... Se apără bine acolo Daua. Este gol! Gol marcat de Miculescu! O fi offside oare? Nu, nu vine nimeni cu fanionul. Gol marcat de Miculescu la un șut al lui Cordea. Da. Întrebarea lui Ciobotariu către asistent. Am văzut când a trecut pe lângă el. La originea golului stă Daua. Așa. Ce gol important pentru Miculescu. Dar eu zic să mai așteptăm un pic. Edi Iordănescu privind această partidă care în trecut a dus la demisia lui. Ia să vedem. Nu, e bine. În momentul șutului, ăsta este momentul care trebuie luat în considerare, în momentul șutului lui Cordea, David Miculescu este în poziție regulamentară, are noroc, mingea sare la el și punctează un gol extrem de important, marcat de Miculescu. Echipa nu are continuitate, nu respectă același plan care a dus la marcarea golului. Aici un fault cap de galben. Și e roșu. Oh, roșu. E roșu. E roșu, Edjuma rămâne pe, la vestiare, sau mă rog, se duce în tribună, nu știu ce alege. A fost un fault pe care nu și l-a putut refuza. Acasă bine, rață. Panică și iată-l pe Nemeț! Ei, acolo este o intervenție care... Penalti. Care duce la penalti cu 25 de secunde înainte de final. O intervenție greșită. Nemeț scoate un 11 metri. Să vedem cine a faultat. A fost o intervenție total neglijentă. Radunovici. Alunecă Radunovici. Da, alunecă Radunovici. Ia, el este cel care vine, da. Pleacă Nemeț și înscrie 1-1 la ultima fază. 1-1 la ultima fază. FCSB rămâne cu o singură victorie în 8 etape, iar calificarea în play-off este tot mai departe, tot mai iluzorie și cred că ar putea deja să renunțe la acest obiectiv, măcar să evite retrogradare și să se concentreze pe Europa.